Bun găsit tuturor! Doamnelor și domnilor, Vorbag Pharma România a lansat campania Stand Up For Your Feet, campanie unică în țara noastră, ce se adresează tuturor persoanelor cu diabet zaharat. Stand Up For Your Feet este o campanie de conștientizare a neuropatiei diabetice. Se știe că neuropatia diabetică este una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat și pentru 50% dintre cazuri, boala poate să debuteze fără probleme. O avem alături de noi astăzi pe doamna dr. Daciana Toma, coordonator al grupului de lucru de diabet, nutriție și boli metabolice al Societății Naționale de Medicina Familiei. Bun găsit în studioul Avantaje, bun venit doamna dr. Daciana Toma, vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi astăzi. Așadar, la ce vârstă ar trebui o persoană fără un istoric medical special să facă primul control al glicemiei și cu ce regularitate ar trebui repetate aceste analize? Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație, dar mai ales pentru interesul față de această temă, pentru că este o temă care sper să descoperim pe parcursul întâlnirii noastre că este foarte importantă și spuneați la început că acest proiect se adresează pacienților, persoanelor cu diabet, dar veți vedea că nu doar persoanelor cu diabet. Pentru că diabetul, din păcate, nu este o boală doar a persoanei diagnosticate, ci este o boală care implică întreaga familie. Și atunci, în momentul în care pacientul face neuropatie diabetică, cu atât mai mult, toată familia e afectată într-un fel sau altul. Referitor la ceea ce m-ați întrebat, o să vă descumpănească, mă tem, un pic ceea ce vă spun. Faptul că screeningul pentru diabet începe deja de la copilul de 10 ani, dacă este supraponderal sau obez. Iată un lucru cu care noi nu suntem obișnuiți. Sigur că există recomandări de a face analize periodic, inclusiv la copilul sănătos, să vedem dacă a apărut ceva, n-a apărut ceva. Dar dacă un copil este supraponderal sau obez și din nefericire, în România, numărul de copii cu suprapondere obezitate este enorm de mare, iată că deja avem o problemă. Bun. Și la 3-5 ani, copilul de 10 ani trebuie să repete glicemia, să repete investigația pentru a vedea, pentru a surprinde la timp apariția diabetului, dacă e să apară. Aici vorbim de diabetul zaharat de tip 2. Diabetul zaharat de tip 1, când avem pierderea capacității celulelor pancreatice de a secreta insulina și care apare de obicei mai brusc, pe asta nu poți, greu să-l previi, greu să faci prevenție pe el. Vorbim astăzi de diabetul zaharat, mai preponderent de diabetul zaharat de tip 2. La adultul care nu are niciun fel de factor de risc. Și când mă refer la factor de risc, vorbim de suprapondere, obezitate, de sedentarism, să fie nefumător, să nu aibă hipertensiune. Din fericire mai găsim și astfel de adulți, da? Nu toți, ceea ce nu e în regulă. Aceștia, până la vârsta de 45 de ani, ar trebui să facă cel puțin o dată la 3 ani, să facă un control de rutină. Aș vrea să precizez un lucru. Dacă vorbim de control, de ce vorbim de controle de rutină? Pentru că marea majoritate a bolilor grave au o perioadă, hai să zic așa, de subclinică. Ele nu sunt manifeste. Tu nu simți nimic, te simți, te declari un adult sănătos, cum am auzit de nenumărate ori în cabinet. Dar, în momentul în care faci anumite investigații, și cum e în cazul diabetului, foarte simplu, faci o glicemie, nu-i mare lucru. În momentul în care faci o investigație, deja surprinzi modificări. Practic, tu îți oferi șansa ca pacient să depistezi foarte cât mai devreme, că ăsta e scopul, cu cât depistezi mai devreme o boală, cu atât mai mult intervențiile pe care le faci vor avea efect mai rapid și mai eficient. De asta tot vorbim despre prevenție, de asta vorbim despre faptul că e important să depistăm precoce. Deja la adultul peste 45 de ani,
sau la adultul care e mai tânăr, dar care am spus, e obez, fumător sau are toate celelalte, deja la aceștia se recomandă evaluarea anual. Inclusiv la o femeie care a avut, care a născut un copil cu greutate peste 4 kg sau care a făcut diabet gestațional în timpul sarcinii. Deja ăsta e un, sau o persoană care are prediabet. Deja ăștia toți sunt factori de risc care mă obligă ca anual să fac evaluarea pentru a vedea dacă am făcut sau nu între timp diabet. Doamna doctor, ce este neuropatia diabetică și care sunt simptomele la care persoanele diagnosticate deja cu diabet trebuie să fie foarte atente? Neuropatia diabetică este definită ca afectarea neuronilor, a nervilor la o persoană cu diabet după ce am exclus alte cauze. Pentru că, deci, în primul rând mă refer la pacientul cu diabet, nu o să am neuropatie diabetică la un pacient care nu are diabet, dar trebuie să știm faptul că neuropatia poate avea mai multe cauze, inclusiv la persoana cu diabet. Care sunt simptomele? Sunt multiple, le poți foarte ușor confunda cu o grămadă de alte afecțiuni. Și din experiența mea ca medic am observat că pacienții de cele mai multe ori, știi, îți dorești să ai o afecțiune ușoară și atunci tind să neglijezi ceea ce simți, ceea ce a apărut și să atribui unei afecțiuni ușoare. Și atunci, hai să ne gândim să vorbim așa. Faptul că simți amorțeli, furnicături, că vezi că ai inclusiv dureri sau vezi că te lovești ușor, că nu mai simți tulburări de sensibilitate, tulburări de echilibru, crampe musculare. Toate acestea pot să apară în contextul neuropatiei diabetice, dar nu numai. Pentru că, de exemplu, aceste manifestări pot să apară foarte bine într-o discopatie, într-o boală venoasă cronică, în o tulburare de mers, în accidentul vascular cerebral, modificări ale unghiilor, modificări ale formei piciorului. Din nou, aici pacientul poate zice, măi, am artroză, am reumatism, cum zic pacienții, dar nu, s-ar putea să fie și artroză, dar s-ar putea să fie în paralel și neuropatia diabetică. Boala nu te alege și pot să fie mai multe împreună, aia e, dar trebuie fiecare având tratament specific și abordare specifică, este important să știm exact tot ce se întâmplă cu pacientul nostru. Ce cauzează apariția acestei complicații grave? Este o combinație. Faptul că în momentul în care, la pacientul cu diabet, toate modificările, diabetul este o boală extrem de perfidă. Acum, în ultimii ani, diabetul nici nu mai e definit ca fiind doar modificare a profilului glicemic, a glicemiei. Este definit ca fiind o boală cronică în care tu trebuie să ții cont de toți factorii de risc pe care are pacientul respectiv. Adică la un pacient cu diabet mă interesează foarte tare profilul glicemic pe care îl are, dar mă interesează și profilul lipidic, nivelul grăsimilor din sânge, mă interesează dacă are sau nu boli cardiovasculare. Ori, tot acest context îmi creează premisele, modificări. În primul rând, cheia de boltă e stresul oxidativ care are loc, care se declanșează la pacientul cu diabet și care produce modificări neuronale care duc la apariția neuropatiei diabetice. De ce e important să vă fi spus despre acest context care duce la apariția neuropatiei diabetice? Pentru că atunci când vorbim de prevenirea neuropatiei diabetice, avem în gând controlul glicemic, dar avem în gând de asemenea controlul valorilor tensiunii arteriale, controlul nivelului grăsimilor în sânge, a colesterolului, a trigliceridelor. Deci toate aceste elemente, să combatem sedentarismul, renunțarea la fumat este extrem de importantă, toate aceste elemente contribuie, dacă reușim să le controlăm, putem să
încetinim apariția neuropatiei diabetice. Trebuie să vă mai spun ceva. Studiile arată faptul că, pe de o parte, foarte rar un pacient reușește să-și controleze și inclusiv greutatea. Da. Foarte rar un pacient reușește să controleze toate aceste elemente. E ideal să poți să le controlezi pe toate, dar din păcate e greu realizabil. Pe de altă parte, e dovedit faptul că oricât de bine controlezi diabetul cu toate elementele celelalte ale lui, comorbidități, cum ne spunem noi, în timp neuropatia diabetică apare. Deci nu poți să te culci pe ureche să zici, măi, am glicemii bune, am tensiune bună, colesterolul și trigliceridele sunt limite bune, nu am de ce să-mi bat capul. Ba da, bateți capul. Nu o să apară la 3 ani ca la un pacient căruia nu-i pasă de diabetul lui. O să apară peste 20 de ani, dar nu știi când. Și atunci e foarte important să faci investigații pentru depistare. Și un alt element extrem de... Neuropatia diabetică e, nici nu știu dacă nu e mai perfidă decât diabetul în sine. Pentru că aproximativ 50% dintre pacienții cu neuropatie diabetică nu au simptomatologie. Și nu știu că au. Nu știu că nu simt nimic. Dar lasă că mai sunt cei care simt și nu dau importanță. Adică acest nu știu... Știi, e așa un mare grup care neglijează, practic, o patologie absolut esențială. În neuropatia diabetică sunt afectate doar picioarele. Există mai multe tipuri de neuropatie diabetică? Există mai multe tipuri de neuropatie diabetică. Vorbim de neuropatie senzitivă, motorie, mixtă, iar aparte e neuropatia autonomă, vegetativă, despre care ar merita să avem o întâlnire specială, pentru că este absolut fabuloasă. Faptul că la pacientul cu neuropatie diabetică autonomă, tu nu mai reușești să-i ții în frâu pulsul, tu nu mai reușești să-i ții în frâu calumea, tensiunea arterială, faptul că face hipotensiune arterială. Deci îți dă niște complicații și ca medic e foarte important să-ți dai seama că lucrurile care se întâmplă în contextul neuropatiei autonome. Dar pe de altă parte, neuropatia asta la altă de care vorbim și despre care vom vorbi astăzi mai mult, senzitivomotorie periferică, asta îți dă și ea suficient de multe bătăi de cap. Nu apare doar la nivelul picioarelor, pentru că vă dați seama că aceste modificări nu se duc doar, știi, pe piciorul din dreapta sau pe piciorul din stânga. Apare peste tot. Apare la început, ea merge din periferie către centru și merge la nivelul picioarelor, la nivelul mâinilor. Dar sigur că este mai evidentă la nivelul picioarelor, până la urmă și prin prisma faptului că altfel folosim picioarele și altfel le solicităm. Iar neuropatia diabetică este unul dintre elementele, deci în momentul în care ai neuropatie diabetică, știi, un pas mai ai până faci picior diabetic. Piciorul diabetic este definit, e triada, neuropatie diabetică, boală arterială periferică și infecții sau ulcerații, leziuni ale pielii la nivelul piciorului. Ele toate trei se complică una pe cealaltă, oricare dintre ele le generează, stă la baza apariției celorlalte și se complică, iar în momentul în care ai picior diabetic, trebuie să spun faptul că la nivel mondial se consideră că piciorul diabetic este cauza principală de amputații, în afară de amputațiile traumatice. Deci dacă din numărul total de amputații scoatem ceea ce e prin accidente, neuropatia diabetică, piciorul diabetic e principala cauză de amputație.
Există un tratament curativ pentru neuropatia diabetică? Se poate vindeca sau doar se întârzie evoluția acestei infecții? Nu putem vorbi de vindecare, pentru că sunt niște leziuni care sunt formate. De aia e important să le prindem cât mai repede, dar putem vorbi de un tratament care să mă ajute să împiedic avansarea acestor leziuni și care să încetinească evoluția în timp. Acest lucru face, deci pe de o parte vorbim de mecanismele fiziopatologice pe care le încetinește, poate cu noroc le stopează, dar nu poți să spui am avut neuropatie diabetică și nu mai am. E iluzoriu să crezi asta. Faptul că nu mai ai simptome, faptul că ți s-a ameliorat viața este excepțional, dar nu poți să neglijezi și să spui am avut mica o răceală. Am avut, s-a vindecat și nu mai am. E până la urmă ca diabetul. Te felicit dacă reușești să controlezi glicemia și toți celelalte elemente pe care le avem de controlat, inclusiv greutatea, dar nu o să spun, te-ai vindecat de diabet, nu mai ai, de azi încolo ai voie să faci ce vrei, că tu diabet nu mai faci. E la fel. Bolnavii cu neuropatie diabetică pot lua în considerare ca plan de tratament și terapiile alternative, mă refer la acupunctură sau chiar la suplimentele alimentare? Nu există în studii, că acum am tot citit, nu există în studii menționat că acupunctura ar aduce beneficii pe neuropatia diabetică. Prin urmare, nu pot să vă dau un răspuns ferm în acest lucru. Nu am întâlnit astfel de practici că, și repet, nici nu am întâlnit în practica mea, nici nu am citit în literatura științifică. Asta nu înseamnă că n-ar putea să fie, dar nu e documentat. Legat de suplimentele alimentare. Suplimentele alimentare, prin definiție, sunt menite să mă ajute acolo unde am un deficit, acolo unde îmi doresc să previn ceva. În momentul în care eu am definită o problemă, am o patologie, acolo am nevoie de medicament. Prin definiție, medicamentul este cel care mă ajută să vindec sau să ameliorez o boală. Ca medic, prefer să folosesc medicamentele atunci când am nevoie de, am de tratat o boală. Suplimentele alimentare le folosesc atunci când știu că un pacient, prin alimentație sau prin stilul de viață pe care îl are, are anumite deficite și am nevoie să suplimentez. Și aici o să vă dau un exemplu simplu. De exemplu, cei care țin anumite diete sau care sunt pacienți care au un anumit stil de viață care impune să-i ajuți un pic cu suplimente. Acolo, dar în momentul în care am o boală diagnosticată, acum vorbim despre medicamente. Doamna doctor, cum stă România la capitolul diabet? Există programe de prevenție a diabetului? În analizele de rutină se vede dacă există sau nu o suspiciune? Mă tem ca să vă uimesc în ceea ce privește datele referitoare la cum stă România la diabet. În anul 2015, dacă nu mă înșel, s-a făcut studiu Predator, un studiu populațional în care s-a estimat că în România prevalența cazurilor de diabet ar fi undeva la 2 milioane. Culmea e că ne aflăm în anul 2023, iar datele Institutului Național de Sănătate Publică pentru anul 2021 și primele 9 luni din 2022, că încă nu s-au publicat date pe întregul an 2022, datele arată că sunt în evidență diagnosticați cam 1.200.000. Și atunci, vă dați seama că în momentul în care s-a făcut un studiu populațional și s-au dus cu japca, să zic așa, și au zis, hai să vedem ce aveți, da?
au depistat un număr foarte mare de pacienți cu diabet. Pe de altă parte, noi oficial avem un număr mic. Prevalența e undeva de 6% pe datele INSP, 6 și ceva la sută, iar studiul Predator, care era în urmă cu vreo 7-8 ani în urmă, îmi arăta o prevalență de 11%. Ei bine, e absolut clar că toată această diferență de populație, avem un grup mare de populație nediagnosticată, care nu știe că are diabet și a neglijat acest lucru. Și din păcate, diabetul nu stă. Nu, cum să zic, diabetul nu stă să se gândească dacă tu îi dai importanță sau nu. Ăsta este motivul pentru care la noi în țară încă se diagnostichează foarte mult, din nefericire, diabetul cu ocazia infarctului miocardic, accidentului vascular cerebral. Și te întreb de ce? Nu știu de ce. Pentru că ar trebui să fim responsabili, indiferent de, vorbim și de programele de prevenție, indiferent de programele de prevenție sau nu, ar trebui ca adulți să fim responsabili pentru sănătatea, să asumăm că eu, adult, trebuie să am grijă de sănătatea mea. Trebuie să-mi fac periodic, în funcție de vârsta pe care o am, treabă să-mi fac un set de analize. Și nu toate analizele, cum vin câteodată pacienții să spună, eu vreau toate analizele, nu? Stai că nu le vrei pe toate, că vrei, de fapt, alea de bază care mi-arată lucrurile esențiale. Și care sunt gratuite. Acum, asta cu gratuitatea depinde despre ce zonă vorbim, despre ce zonă din țară vorbim, că pacienții din mediul rural mai greu, teoretic, sunt gratuite. În documente, în hârtiile de la Casa Națională sunt gratuite. O problemă avem în momentul în care te duci cu biletul de analize la laborator și bântui din laborator în laborator să găsești fonduri. Da, ele ar fi, deci în cele de rutină pe care ai dreptul să le faci, da, intră și inclusiv glicemia, care deja mă orientează și mi-arată unde mă găsesc și ce se întâmplă cu mine. Referitor la programele de prevenție, noi nu avem programe de screening. Noi suntem una dintre puținele țări din Europa care nu avem niciun program național de screening. Indiferent la ce ne vorbim, la ce ne referim, inclusiv dacă vorbim despre diabet. Asta nu-i de laudă. Există acum la medicii de familie acele servicii preventive. Da, aici, din nou, trebuie să, ca pacient, să faci aceste servicii și să faci acest lucru și să dai pacientului bilete de trimitere pentru analize în prevenție. Nu ne e clar încă dacă laboratoarele de fapt onorează aceste, o lipsă de comunicare cu totul între decident, Casa Națională, medici de familie și laboratoare, și uite așa ne învârtim toți. Na. Doamna doctor, îngrijirea corespunzătoarea picioarelor este foarte importantă pentru toți pacienții cu diabet. Asta înseamnă, pe lângă igienă, și să nu se lovească? Și nu-i doar igienă, ci știi, cum faci igiena asta? De exemplu, esențial la piciorul diabetic este să-i faci inspecția zilnică, să te uiți ce se întâmplă cu piciorul tău. Și o să înțelegeți și mai mult acest lucru, pentru că la început am spus că în neuropatie mi-apar tulburări de sensibilitate. Pacientul cu neuropatie diabetică nu mai simte, nu mai simte nici dacă se lovește, nici dacă a călcat pe ceva. Și unul dintre motivele pentru care la pacientul cu diabet îi facem recomandare fermă. N-are voie de sculți pe plajă, la ștrand și așa mai departe. N-are voie în șosete în casă. Trebuie să poarte șosete, există șosete speciale care nu au cusături. Deci trebuie să evite absolut orice i-ar putea crea o leziune. Colegii diabetologi, colegii care fac chirurgie și care se ocupă de pacienți cu diabet, spun că nu odată au avut neplăcuta surpriză să primească pacienți care aveau diverse obiecte străine în talpă de care habar n-aveau. Plus că nesimțind, foarte bine, ți se face o mică rană, n-o simți.
Dacă nu te aplegi să te uși, dacă tu nu te poți uita, folosește oglindă și dacă nu poți nici cu oglinda, rogi pe cineva din familie, că de-aia v-am spus, e foarte important cum acționăm. Cineva trebuie să se uite la picior, să vedem. Și așa, pe talpă, între degete, să vedem ce a apărut, ce e nou la piciorul meu. Gândiți-vă că pacientul cu diabet nu percepe foarte bine temperatura apei, nu percepe foarte bine la o sursă de căldură, nu mai percepe dacă îl frige. Și se pot întâmpla accidente foarte, foarte, foarte mari. Găsești cu picioarele, na, în fel și chip. Cât de importantă este greutatea corporală în apariția acestei complicații diabetice? Greutatea corporală este esențială, pentru că, știi, și merge așa de-a lungul, pe tot parcursul, pentru că, până la urmă, greutatea corporală este factor de risc, ea singură, supraponderea obezitatea pentru diabet. Deci, deja, pacientul cu supraponderea obezitate are risc de a face diabet. Pe de altă parte, prezența obezității complică lucrurile atunci când e vorba de controlul diabetului, dar și a hipertensiunii arteriale și a celorlalți factori de risc pentru neuropatia diabetică. Pe de altă parte, în momentul în care un pacient cu diabet are obezitate, presiunea pe care o pune pe picioare este și mai mare. Și, din nou, vedeți cum obezitatea, știi, îmi încurcă toate lucrurile. Și partea metabolică, da? Ce se întâmplă cu glicemiile și ce se întâmplă, cum neuronii aia se distrug și mai mult. Și partea mecanică, că picioarele trebuie să susțină toată greutatea corporală. Adică tot devine foarte complicat. Da, a avea o greutate optimă este unul dintre țintele controlului la pacientul cu diabet. A fost alături de noi doamna doctor Daciana Toma. Mulțumim frumos pentru răspunsurile dumneavoastră și pentru prezența în studio. Doamnelor și domnilor, până data viitoare, până la o nouă emisiune Lifestyle Sănătos, toate cele bune. La revedere!